Pentru ce ați votat, da? Cum și-am spus de la trecut, este pentru un oraș frumos, cu gospodar și să fac totul pentru binele locuitorul orașului. Ce așteptări aveți la acest scrutin? La acest scrutin? Să fie votat în liniște, să fie rezultate care oamenii îl doresc, un rezultat care îl doresc și să fie bine pentru orașul nostru. Dar cum vă doriți să arate capitala cu noul primar? Foarte frumos. Verde, clădire, cum am spus de trecută și vă spun. Îmi place orașul să fie îngrijit. Și am mai spus că am mai fost prin capitale. Și orașul nostru este într-adevăr frumos, bine aranjat. E clar că avem nevoie de lucruri și mai frumoase, și mai bune. Asta este o tendință bună pentru om, ca să nu stăm pe loc, da. Să ne dezvoltăm. Acum cum evaluați starea din capitală, din oraș? Eu nu sunt de la plăcere. Acum mă doriți într-o zi de propagandă.